Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru zodia Taur. Și acum să vedem pentru cei care sunteți în zodia Taur sau dacă aveți ascendentul, luna natală sau orice alte plasamente planetare în acest semn zodiacal sau dacă aveți pe cineva în viața voastră în zodia Taur și sunteți curioși ce se întâmplă cu această persoană în luna august, hai să scoatem un mesaj pe partea de dragoste, unul pentru sănătate și unul pentru bani, afaceri, carieră, situație financiară. Interesant, în primul rând aici pe partea de dragoste, pentru Tauri, luna august vine cu o ofertă, cu o ofertă foarte sinceră, foarte frumoasă de dragoste, dar care la fel de repede cum apare, la fel de repede poate să și dispară din viața voastră. Prin urmare, aici fiți atenți, dacă vreți să păstrați această energie în relația voastră, dacă sunteți deja într-un cuplu stabil sau dacă vreți să începeți ceva serios cu această persoană care apare în viața voastră în luna august, va trebui să fiți foarte, foarte strategici în felul în care abordați această persoană, în cât de mult acordați și cât de mult rețineți, țineți deoparte, astfel încât să îi păstrați interesul activ acestei persoane, fiindcă aici energia, da, are mult potențial, dar este și foarte volatilă. Poate să dispară foarte, foarte rapid. Prin urmare, aveți grijă. Hai să clarificăm acest cavaler și paj de cupe pentru nativii din Taur pentru luna august. Interesant. Aici vedem că lucrurile nu sunt clare, mai ales dacă una dintre persoane este în zodia Pești. Luna ne arată că aici două persoane care citesc același mesaj, văd același SMS, aud aceeași informație, înțeleg lucrurile complet diferit. Și nu pot să zic că niciuna dintre variante este complet corectă sau complet greșită. Ambele înțelesuri, ambele variante, ambele persoane au aici o parte de adevăr, dar nu percep situația pe de-a întregul. Prin urmare, aici cheia este comunicare. Fiți foarte atenți la ce vă transmite această persoană, acest cavaler, acest paj de cupe în luna august și fiți atenți nu doar la cuvintele pe care vi le transmite, ci și la ținuta sa, la postura sa, la mimică, gesturi, intonație. Dacă ar fi să vă dau aici un sfat cu luna, este să încercați pe cât posibil să comunicați cât mai mult față în față, astfel încât să puteți să urmăriți pe de-a întregul mimica, gesturile, tot ce face această persoană atunci când vorbește cu voi. Dacă nu puteți față în față, atunci măcar telefonic, pentru că în acest fel totuși o să simțiți intonația vocii, când face pauză, când ezită, iar dacă primiți doar SMS-uri, doar mesaje scrise, nu știu ce să vă zic, pentru că acolo clar nu aveți cum să percepeți lucrurile pe de-a întregul și o să înțelegeți greșit intențiile acestei persoane. Cu șaptele de bâte e posibil ca acest paj sau acest cavaler de cupe care vine în viața voastră în luna august să fie foarte încăpățânat. Și din cauza acestei încăpățânări să întâlniți probleme în pornirea unei relații cu această persoană. Dacă sunteți deja într-un cuplu stabil, n-am ce să vă zic aici, încăpățânarea și refuzul de a încerca lucruri noi clar va fi un punct problematic în această lună. Partea pozitivă este că și voi puteți să fiți la fel de încăpățânați, așa că, nu știu, aici vedeți voi ce să faceți. Cu asul de bâte văd foarte, foarte multă atracție fizică între voi și cealaltă persoană. Deci, după cum ziceam, potențialul aici există. Fie că sunteți deja într-un cuplu, fie că acum de-abia începeți să discutați cu cineva. Aici puteți să reaprindeți flacăra pasiunii în viața voastră. Dar, după cum v-am zis, trebuie să fiți strategici, trebuie să aveți atenție, mai ales la comunicare, mai ales la ce vă transmite cealaltă persoană. Și prin
metode non-verbale sau paraverbale, da? Mimică, gesturi, intonație, postură, ținută, ezită, nu ezită. Fiți atenți la toate mesajele. Mai departe, în privința sănătății, avem aici o arcană majoră foarte, foarte frumoasă. Este vorba de Forța, cartea care în tarot reprezintă zodia leului și care pentru voi guvernează casa a patra. Aici văd că lucrurile o să se îmbunătățească în luna august, mai ales dacă suferiți deja de o problemă cu inima, pulsul, tensiunea, cu sângele, coagularea sângelui. Da, aici lucrurile se îmbunătățesc, o să găsiți tratamentul, o să găsiți expertul, medicul, terapeutul sau dozajul optim pentru voi. Cu asul de bâte, care vine aici combinat în energia acestei cărți, vreau să vă atrag atenția în luna august asupra problemelor care vin de la căldură. S-ar putea să rețineți apă mai mult decât de obicei în organism. Asigurați-vă că o să vă hidratați suficient, chiar dacă aveți retenție de apă, e important să beți apă și mare, mare atenție că aici e posibil să faceți insolație sau să suferiți de arsuri solare. Dacă ieșiți afară și dacă mergeți doar la magazin sau la piață sau să vă plimbați 15 minute prin parc, trebuie neapărat să vă dați cu cremă de protecție solară, să aveți sticla de apă la voi, o pălărie sau o umbrelă. Asigurați-vă că mergeți mai mult pe la umbră, nu atâta prin soare, fiindcă de aici vă pot veni probleme mai mici sau mai mari de sănătate. Hai să clarificăm această carte pentru nativii din Taur pe partea de sănătate. Un alt punct problematic pentru voi este faptul că jonglați aici cu prea multe elemente, fie aveți prea multe responsabilități la locul de muncă și nu aveți suficient timp să vă îngrijiți de voi, fie e stresul din relație. Aici jonglați cu două elemente din viața voastră și acest lucru va aduce mai mari dezechilibre în sănătate. Și cu doiul de săbi văd că aveți așa ca o banderolă la ochi și voi pur și simplu nu observați că acolo e o problemă sau că această zonă a vieții voastre este problematică. Dar pentru toți cei care vă tot mirați, de ce nu evoluează spre bine lucrurile în sănătatea mea? De ce nu slăbesc, că eu sunt de atâta vreme la dietă? De ce nu-mi ies analizele mai bine, că iau de atâta vreme tratament? Aici răspunsul este în zonele din viața voastră care sunt în dezechilibru, care vă stresează, care nu vă dau pace. Așa că faceți-vă o analiză foarte atentă, o analiză la rece și o să vedeți exact care sunt aceste zone problematice. Iar dacă nu mă credeți pe mine, întrebați leii din viața voastră, întrebați racii din viața voastră, fiindcă aceștia vă cunosc mai bine decât vă cunosc eu și o să vă spună exact unde sunt aceste zone problematice care vă țin aici a locului, cu carul, cu fetonul. Ar trebui ca lucrurile să evolueze foarte rapid. Și odată ce vă eliberați de acest blocaj energetic, de acest blocaj mental și încetați să mai jonglați cu toate aceste elemente ale vieții voastre, lucrurile o să se îndrepte foarte rapid. Aveți șanse ca până la finalul lunii august să vindecați 90% din problema voastră de sănătate. Dar acest lucru nu se va întâmpla dacă o să continuați să faceți exact aceleași lucruri pe care le-ați făcut și în trecut. Aici trebuie să faceți o schimbare. Pe partea de afaceri, bani, carieră, avem aici o regină foarte focoasă, foarte carismatică, foarte frumoasă, care atrage tot ce își dorește în viața sa, regina de bâte. Foarte mult magnetism. Aici văd că pe partea de carieră, în luna august, mai ales pentru cei care lucrează în vânzări sau lucrează cu publicul sau aveți o pagină de social media, că e YouTube, Instagram, Facebook, orice ar fi, aici puteți să atrageți foarte mulți clienți noi, foarte mulți oameni noi către afacerea voastră. Pentru cei care sunteți angajați la o firmă, regina de bute vă îndeamnă să aveți acea discuție cu șeful sau cu șefa, să cereți mărirea de salariu, să cereți promovarea, fiindcă aici o să fiți foarte carismatici și aveți șanse mari să obțineți ceea ce vă doriți. Hai să clarificăm această carte referitoare la banii, cariera și afacerile taurilor pentru luna august. Aici e posibil ca o parte dintre tauri să
își canalizeze tot efortul și toată atenția pe această zonă a existenței lor, pe partea de carieră, fiindcă au suferit o decepție amoroasă. Dar și aici revenim la acest dezechilibru, la aceste lucruri cu care jonglați în viața voastră. Nu e neapărat cea mai bună variantă de a trece peste această suferință, fiindcă aici cu treiul de săbi, dacă ignorați durerea și nu o procesați până la capăt, o să ajungeți în starea de 8 de săbi. O să ajungeți să aveți anumite blocaje emoționale sau poate chiar niște probleme fizice pentru că nu ați tratat problemele emoționale la momentul adecvat. Și justiția aici ne arată că mai devreme sau mai târziu, posibil chiar pe finalul lunii septembrie, început de octombrie, aceste lucruri să reapară în viața voastră și să trebuiască, vreți, nu vreți, să le finalizați, mai ales când o să avem ultima etapă de Mercur retrograd, care o să fie în balanță în acest an. S-ar putea ca atunci aceste lucruri pe care le ignorați acum, aceste probleme pe care le ignorați acum, să reapară în viața voastră și să vă afecteze pe partea aceasta de bani, de carieră, de finanțe. Aici ce vă pot spune este că dacă cumva treceți printr-un divorț sau printr-o separare și refuzați să împărțiți cu cealaltă persoană ce ar trebui împărțit, aici să știți că pe finalul verii, început de toamnă, septembrie, octombrie, lucrurile o să revină în atenția voastră și s-ar putea să intervină prin intermediul unor avocați, prin diverse metode legale, justiția se va face, echilibrul se va face, vreți, nu vreți. Pentru toți ceilalți pentru care nu se aplică acest scenariu, e important în luna august să nu îngropați sub preș greșelile pe care le faceți la locul de muncă. Este absolut normal, suntem la urma urmei doar oameni, cu toții mai greșim din când în când, dar este important să demonstrăm că învățăm din greșeli, pentru că aici dacă încercați să acoperiți o greșeală ca să nu afle nimeni, în loc să o reparați, în loc să vă asumați, în toamnă o să revină această problemă și o să fie mult mai grav decât dacă ați spune acum de bunăvoie cum stă situația și ce se întâmplă. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card puterea gândului, un mesaj frumos pentru Taur, pentru luna august, un mesaj frumos de încheiere, niște cuvinte la care puteți să reveniți oricând în această lună când aveți nevoie de încurajare. Pentru voi mesajul este următorul. Sunt împăcată cu vârsta mea. Fiecare vârstă are experiențele și bucuriile ei speciale. Am mereu vârsta potrivită fiecărei etape din viața mea. Un mesaj foarte frumos pentru nativii din Zodia Taur. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile zilnice și cu toate celelalte surprize pe care vi le-am pregătit. Pa, pa!